Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod de vlog. Ce faceți? Noi ne pregătim să mergem la un botez. E un eveniment destul de așteptat. Am așteptat să... De fapt, am stat ca pe ghimbi pentru că eu aveam termenul să nasc și încă nu s-a întâmplat. Și am zis că poate mai stă bebe ca să apucăm să mergem la acest botez. O să meargă și Ianis împreună cu noi. Sperăm să iasă totul așa cum trebuie. Gata, dragilor. Noi suntem gata și plecăm spre botez. Evenimentul se ține aici, la câteva blocuri distanță de noi. Așa că nu știu dacă o să filmez de acolo, dar vă țin la curent dacă totuși mă gândesc să filmez ceva. Ce faceți, dragilor? Aceasta este partea a doua a videoclipului. Așa că astăzi trebuie să merg la spital să vedem ce îmi va spune doamna doctor, dacă este ziua în care trebuie să nasc sau nu. Eu am mai fost și joi și mi s-a spus că sunt într-un pretravaliu, dar și că bebe poate să vină când vrea, doar că nu eram la termen, încă nu aveam 38 de săptămâni, dar acum deja am împlinit 38 de săptămâni și câteva zile și mergem să... Cer scuze pentru părul nearanjat. Și mergem să vedem ce anume vrea bebe să facă. Așa că stați liniștiți pentru că o să vă țin la curent. Am primit mai multe mesaje în ultima perioadă, dacă am născut, dacă e totul în regulă. Bineînțeles că nu este un secret faptul că o să nasc și automat o să vă țin la curent. Sper să reușesc să filmez și de la spital, dacă mă va opri acolo. Oricum știți deja că eu o să nasc prin cezariană. O să mă opereze, o să stau la terapie intensivă și după aceea o să fiu dată pe salon și așa mai departe. Sunt puțin dezamăgită pentru că la ultimul control mi s-a spus că bebe este destul de micuț, iar eu și la prima naștere cu Ianis am trăit trauma asta că bebe a fost micuț și nu a fost lângă mine. Dar încerc să nu mă focusez pe asta și să merg cu gânduri pozitive la spital, dar acum urmează să ori să ne vedem de la terapie intensivă sau din spital, ori să ne vedem din nou de acasă, dacă nu este momentul ca bebe să vină pe lume. Să fiți aici lângă mine și vă promit că o să vă țin la curent exact așa cum pot. Gata, dragilor, mă aflu la terapie intensivă. Am născut. A fost o operație destul de grea, chiar foarte grea, dar am trecut peste și am născut un băiețel de 3 kg 130 și o să filmez mai multe mâine când să încerc să mă pun pe picioare și să îmi revin. Cam așa sunt acum. Dar vă țin la curent cu absolut tot ce o să se întâmple aici. Dragilor, eu acum am ridicat pentru prima dată și a fost mult mai bine ca la prima naștere. Aștept să fiu dusă pe salon și de acolo să vorbim mai multe. Hello, în continuare. Eu am fost dată pe salon. Acum ia. A fost adus și bebelușul. După cum v-am zis, a fost o operație grea, iar eu mă simt destul de obosită, destul de rău.
dar acum că îl văd pe cel mic, contează mai puțin durerile. O să vă povestesc așa pe scurt, mai exact luni, m-au luat contracțiile când am ajuns la spital, destul de puternice. Am fost monitorizată 3 ore la aparatul de contracții, așa că bebe s-a decis să vină. Am născut seara la 5:30, la fel cum l-am născut și pe Ianis. Am fost dusă la terapie intensivă. Primele ore, până m-am dezmorțit, a fost mai bine, dar după aceea au început niște dureri groaznice și care au continuat până acum, în momentul de față. Dar, cum am spus, când îl vezi pe bebe, totul e bine. Bebe cântărește 3,130 kg, deși mi s-a spus că are până în 2,5 kg. Și este perfect sănătos, este copia fidelă a lui Ianis, deci când l-am văzut am rămas șocată, nu vine să cred că... Practic, parcă i-am făcut lui Ianis un frate geamăn. Așa. Și... cred că am din nou problema cu venirea laptelui. Nu am lapte momentan. Nu cred că o să alăptez nici de data aceasta, dar nu asta este problema reală. Bebe momentan bea formulă din spital și dacă va fi să nu alăptez, nu este un capăt de țară. Dar o să încerc să, pe cât posibil, să nu se mai ajungă la mastită și alte boli. Așa că vă mai spun mai târziu ce și cum. Dragilor, este deja a treia zi de la operație și încerc și încep să mă pun pe picioare. Au început durerile să mai cedeze. E tot așa foarte ciudat. Mă simt ciudat pentru că am uitat ce înseamnă să mai ai încă un bebe mic de tot, deși n-a trecut foarte mult timp de când l-am născut pe Ianis. Vreau să vă spun aici câteva cuvinte despre experiența mea cu nașterea. Am fost foarte zen înainte de naștere, până când am intrat acolo în sala de operație și a început toată lumea să vină peste mine și unii la o mână să-mi pună branule, alții la o mână să-mi ia tensiunea, alții să înceapă să mă opereze. Atunci m-am panicat, mi-a crescut tensiunea, am avut nevoie de masca cu oxigen, dar chiar dacă au apărut complicații pe parcurs, mulțumesc lui Dumnezeu că acum sunt bine, sper să fiu în continuare și o să vă povestesc detaliat într-un alt episod de vlog cum a decurs totul. Acum sunt cu bebe în salon, este un bebeluș tare, tare răsfățat. Cum mă prinde un moment, vrea să plângă ca să-l iau în brațe. Mănâncă, cred că foarte mult din punctul meu de vedere, ar vrea să mănânce tot timpul. Nu prea vrea să respecte orele la care îi se aduce formula de lapte, dar ușor, ușor ne conformăm. Da, asta este altă zi, altă continuare. Știu că arăt îngrozitor, dar este deja a treia noapte în care nu dorm deloc. Pentru că bebe plânge toată noaptea, nu se satură din laptele praf care îi se dă aici. Plânge înainte cu o oră, după cu o oră, deci e ceva de speriat. Simt că ușor, ușor cedez. Mă simt foarte obosită, nici măcar calmantele și ce-mi fac ei aici nu-și mai fac efectul, pentru că efectiv nu mai rezist să nu dorm, dar sper să plecăm cât mai repede acasă,
pentru că nu mai pot să-i fac eu un program și să îi dau eu lapte praf cât consider și la orele la care consider, ca să fie și el mulțumit, să nu mai aștepte după biberon și să plângă atât de mult, pentru că da, eu nu alăptez, nu am nici de data asta lapte, nu am avut nici la Ianis, știți că v-am mai povestit, dar asta este, nu este un capăt de țară lucrul acesta și nici măcar nu știu ce să vă mai spun, pentru că cred că se vede după fața mea cât de obosită mă simt. Așa că vă promit că într-un alt episod de vlog o să vă dau mai multe detalii despre nașterea în sine, de ce au apărut complicații pe masa de operație, de ce a fost operația atât de grea de data aceasta, din ce cauză și cum a decurs totul până am fost dată pe salon.